Bun găsit, dragi telespectatori, la Caleidoscop Cultural. Astăzi întrerupem seria cu care v-am obișnuit la Caleidoscop Cultural pentru un interviu special cu un invitat special venit de la Paris, scriitorul și regizorul de teatru Virgil Tănase. Bună seara! Bună seara! Și bine ați venit la Iași! Suntem la Caleidoscop Cultural, așa că prima întrebare pe care vreau să vă adresez este dacă ați privi înapoi în viața dumneavoastră și ați privi printr-un caleidoscop, ce s-ar reflecta în oglinzi, cu preponderență? Ce întrebări complicate! Puteți să spuneți și ce culori, ce vă inspiră caleidoscop? În primul rând, caleidoscop este un instrument care se găsește foarte des în scrierile mele. Pentru că e frumos, pentru că e colorat, pentru că e ordonat și pentru că ce e altceva literatură decât niște bucățele de sticlă colorată care fac viața, pe care noi le o rânduim ca să facă un roman. Dar dacă mă uit în viața mea, bucățelele astea de sticlă sunt atât de numeroase și așa nu știu ce s-a ales de ele. Știți, Sofocle spune să nu-l fericești pe un om până în ultima zi a vieții sale. Dar poate fi și contrariu. Poate că în ultima zi a vieții mele îmi dau seama că am fost un om fericit. Așa încât n-aș putea să... Nu trag bilanțuri. Încerc să-mi trăiesc viața de la o zi la alta așa cum se înfăcișează, încercând pe cât se poate să stau drept. Ceea ce e greu când pământul se clatire, dar în sfârșit încerc. Domnule Tănase, dumneavoastră sunteți, vi s-a lipit eticheta aceasta și cred că inevitabil trebuie să o suportați, fie că este o povară, fie că este altceva, de dizident. Sunteți unul dintre cei mai puternici dizidenți din exil, alături de Paul Goma și de Monica Lovinescu, dacă vorbim de exilul parizian. Această etichetă s-a lipit de dumneavoastră și a început foarte devreme. A început din studenție. Erați tânăr, ați fost exclus de la Facultatea de Filologie pentru că ați pronunțat numele lui Emil Cioran. Ca să fiți reprimit, a trebuit să semnați un acord că îl supravegheați pe legionarul grațiat Marcel Petrișor. Ați semnat acel acord și totuși nu ați făcut nimic, nu ați dat nicio informație. Ce a fost? A fost inconștiență? A fost... Erați tânăr, adică lucrurile astea... Era un lucru foarte simplu. Cred că generațiile tinere nu pot să-și închipuie ce luptă cu monstru am avut a da. Și una din cărțile, unul din romanele mele, au înflorit iar Vișinii și Meri în românește, se ocupă exact de acest lucru, ceea ce eu numesc morala de catastrofă. Ce faci când tu ești, te dai cu capul la fund pentru că ei sunt pe mal și te împușcă, dacă scoți capul te împușcă, dacă stai cu capul la fund te neci și iarăși ei au câștigat. Și atunci e un lucru foarte subtil de morală personală și de noroc. Eu am scăpat de securitate pentru că pur și simplu am avut noroc în cele două luni care au urmat. Am povestit aceste amintiri într-o carte, în Leapșa pe murite. Dar probleme, bineînțeles că i-am spus imediat lui Petrișor Marcel că am fost pus să-l supraveghez. Aveam și șansa că fusesem anchetat îndelung la securitate și plisnesem niște șpiluri. De pildă, îi te lăsau să vorbești și nu te întrerupeau. Și mă întrebau ce ai discutat cu Petrișor Marcel. Spuneam, am pornit de la ideea monadei hegeliene, care într-o dicotomie a structurilor de evoluție al eului să... Bun, și semnam la sfârșit. Problema e că securitatea nu căuta informații pe Petrișor Marcel. Ei vreau să ne sedească pe fiecare dintre noi să fim
să fim josnici, să fim supuși. Ei, asta n-au reușit, deși, țin să vă spun, pentru că ați vorbit de asta, am refuzat dintotdeauna termenul de disident. Am făcut ce trebuia făcut. Și iarăși am explicat-o. Când arde o casă, că tu ești doctor, mecanic sau grăjdar, îți sufleci mânecele și pui mâna și iei o găleată cu apă și încerci să sfiți casa. Casa ardea. Deci trebuia fiecare să luăm câte o găleată de apă și să încercăm să stingem acest totalitarism care bloca istoria. Nu am fost disident pentru că politica este ultima din preocupările mele. Dacă, e amuzant. Am ajuns la București în 25 decembrie 89 și un personaj foarte important francez care era aici, după aceea a devenit ministru de externe, spune, Bernard Kouchner, care mă cunoștea bine, când m-a văzut, spune, e un minister și răspunsul meu a fost, dar de ce? nu era treaba mea, chiar nu cred că, vedeți, Kundera explică la un moment dat că diferența dintre un scriitor și un regim totalitar, lupta este fundamentală. Disidentul are o luptă sindicală, este o luptă de suprafață, este o luptă între o concepție politică și o altă concepție politică. Noi luptam cu o lume strâmbă și cu o istorie, cu destinul oamenilor, cu totul altceva. Și de când am ajuns de la Paris, unde, bineînțeles, se căutau disidenți, asta era moda și în lupta politică de acolo trebuiau să arate că tot ce se întâmplă dincolo de cortina de fier este o mârșăvie și se căutau disidenți. Am refuzat nu numai să mă prezint ca disident, dar să mă pretez la acest joc. Ceea ce s-a întâmplat în România este aspectul superficial în perioadă, continuă lucru, fundamental, din punctul meu de vedere, lucrurile nu se schimbă. Pentru că noi avem o luptă profundă cu monstru nocturn, n-aș ști să-l definesc, în cărți uneori, așa îl aproximăm. Este o fatalitate istorică, o inerție, o gravitație și această mână care e împotriva omului și încearcă să ne sugrume, își pune diferite mănuși, care sunt diferitele regimuri politice. Dar scoate mănușa și își pune alta. Noi suntem mereu scriitori adevărați, artiști adevărați, care ne ocupăm de om și de destinul omului într-un univers pe care nu-l înțelegem. Știm cum a evoluat. Nu, asta e o altă problemă, asta e problemă de fizică. Dar în acest mister al existenței, noi acolo ne situăm lupta și problematică. Și iarăși am să vă dau un exemplu. Eu sunt scriitor, eu sunt povești. La un moment dat, regizorul Ludiniu Cernescu a făcut un spectacol foarte interesant cu Hamlet la Teatrul Național. Mi-l aduc aminte și acum. Asta era acum 40 de ani. În care cu un sistem de oglinzi arăta că, de fapt, nu era nicio fantomă în Hamlet și că Fortinbras, care ia puterea la sfârșit, de fapt, face un complot ca să distrugă toți cei care puteau pretinde la tron ca el să poată prelua puterea la sfârșit. Și Radu Penciulescu, care e mare regizor, discutam cu el, da, sigur, e foarte interesant, inteligent, dar problema este miza. Una este să te bați ca Hamlet pentru lume, pentru univers. Știți replica? Lumea e stricată și a căzut pe mine că să trebuiască să o repar. Și alte să vrei să iei puterea politică. Adică, o chestie neînsemnată. Ce credeți, domnule Tănase? Faptul că
v-au dat acel pașaport și v-au trimis în exil, în Franța. Nu a fost și un bine până la urmă? N-ați reușit să scrieți mult mai bine, să faceți teatru, ceea ce poate nu făceați dacă rămâneați în România? Iarăși să discutăm. În primul rând, țin mult să spun că acest pașaport mi-a fost dat pentru că de la București am publicat un interviu foarte dur privind regimul din România, pe care revista cea mai importantă literară, Le Nouvelle Littéraires, l-au publicat jumătate de pagină mutra mea, cealaltă jumătate un scriitor cu călușul în gură vorbește. Asta numai ca să vă spun că am dreptul, îmi acord dreptul de a vorbi, pentru că am vorbit de regimul totalitar de aici, de la București. E foarte simplu. Foarte mulți când au făcut aici toate plecăciunile necesare și nimeni nu-i condamnă, așa era foarte greu de trăit. Nici nu vă închipuiți cât de greu era de trăit pentru un intelectual. Dar și când au ajuns în Occident, dintr-o dată au început să devină mari dizidenți. Nu, greul era să spui lucrurile de aici. Acum, iarăși, eu am plecat, mi s-a dat acest pașaport pentru că am dat acest interviu și pentru că publicasem o carte în primul roman, care nu publicase nimic în România, a fost carte interzisă în România. Fără nicio aluzie politică. A fost publicat în Franța. Dar iarăși ar trebui să știe foarte bine că și eu și Goma și alți câteva care am publicat în străinătate, nu era pentru bucuria de a publica în străinătate și pentru orgoliu nostru de a fi publicat. Noi speram că publicând în străinătate vom putea publica aici. Și, din păcate, strategia noastră a ieșuat. Nu pentru toți. Breban a jucat foarte bine și a reușit până la urmă să publice. Noi suntem scriitori români. Ce am devenit scriitor francez pentru că nu s-a putut altfel. Dar dorința noastră nu era să plecăm în străinătate. Nu era să avem glorie la Paris, cum să vă spun, de la o zi la alta. Acum să revin la a doua parte a întrebării noastre. Dacă a fost un bine sau un rău, știți, există o replică în Shakespeare, spune, lucrurile implacabile mă lasă indiferent. Cred că a fost un rău. N-a fost bine, a fost foarte greu. Cred că am pierdut foarte mult. Dar am încercat, pe cât s-a putut, să fac din acest rău un bine. Nu cred că se poate spune dacă scriu mai bine sau mai rău, pentru că a scrie în altă limbă e a deveni un alt scriitor. Nu se pot compara. Scriitorul francez, scriitorul român, aș putea spune, n-au nimic în comun decât lucruri superficiale. Scriitorul scrie limba și sunt două limbi total diferite. Însă mărturisesc că această experiență de a deveni scriitor într-o limbă străină, pe care nu o doresc nimănui, mi-a îngăduit, tot rău spre bine, mi-a îngăduit să înțeleg virtuțile și calitățile și genialitatea miraculoasă a limbei române, pe care nu o percepeam atâta timp cât eram în lăuntru ei. Și din punctul ăsta de vedere, cred că această experiență implacabilă mi-a folosit. N-am înțeles niciodată și cât de dăruit am fost că am ca limbă maternă română, decât în momentul în care am ajuns să scriu într-o altă limbă care are și ea geniul ei, care este franceză. Dar totuși nu ați revenit la scrisul în limba română după 89, când ați putut publica? Mai mult decât atât,
discuția pe care o să o avem acuși, este scriitor în două limbi, pentru că sunt scriitori care au trecut de la română la franceză, Cioran Ionescu, nu pe ne-ai distrat. Au scris într-o limbă și după aceea au scris în alta. Eu am trăit continuu în cele două limbi și de fapt a trebuit să devin scriitor de limba franceză pentru că am considerat că vocația mea pe lumea asta este să fiu scriitor. Nu? Fantasmă de tinereți. Când aveam 5 ani, poate 6, am început să scriu pentru că părinții îmi citiseră și pentru că eram fascinat, amintiri din copilărie. Cum face orice copil care îl citește pe creangă. Și n-am scris decât o pagină, n-am reușit și aveam senzația că nu m-am terminat treaba. Și atunci, de la început, eu n-am avut ezitări în ceea ce privește viitorul meu. Voi fi scriitor. Și nu vreau pentru, dacă aș fi renunțat la scris, înseamnă că sistemul totalitar de România învinsese încă o dată. Deci am rămas scriitor. Problema este că fiind scriitor și vrând să fiu scriitor, trebuie în același timp să-mi câștig viața din scris. Mi s-a oferit postul universitar, am foarte repede doctorat, profesorul meu de... Doctorul Lombard îmi spunea, domnul Tănase, luați un post la universitate. Nu vreau, sunt scriitor. Domnul Tănase, vă sfătuiesc, greu ca scriitor, mai bine să aveți un salariu sigur. Nu, vreau să fiu scriitor. Eu am fost scriitor. Problema este că editorul meu mi-a spus, domnule, e foarte simplu, domnule, să sunteți scriitor străin, deci publicați în coperta, sub coperta roșie, la Flammarion. Dacă treceți la coperta albă de scriitor francez, vindeți automat de 4 ori mai mult. Ce să știu? Cum trăiam din asta și eu, și soția, și copiul meu, pe ce să știu, am trecut la coperta albă. Așa. Dar a fost foarte, foarte greu. Mi-a trebuit... Când am ajuns la Paris, știam suficient de bine franceză ca să pot... Am făcut o emisiune de radio de un ceas, deci nu aveam o problemă de limbă de folosit la piață și la restaurant. Limba literară e altceva. Limba scriitorului român nu este exact limba română. E o limbă străină care este esența limbei române. Aceeași lucru și în Franța. Am trebuit 10 ani ca să pot scrie în franceză aproape la fel de ușor ca în română, în măsura în care ușor e un cuvânt care convine, mă înțeleg. De fapt, e foarte greu și într-un an și niciodată. Este un destin până la urmă. Ați publicat peste 30 de volume. Deci se poate vorbi că aceasta a fost o prioritate întotdeauna pentru dumneavoastră, scrisul. Dar cum a apărut teatru? Apropo de ce spuneați înainte că gloria la Paris durează o zi. Bănesc că trebuie să ai o viziune ca să reziști acolo, nu știu. Trebuie să ai nerv de oțel și să... Da, spus, nu asta era. Am publicat vreo 3 povestiri în România, în niște reviste literare, în Luceafărul, 2 sau 3 în Luceafărul, una în România literară, cam asta e tot. Și am fost interzis ca scriitor, dat afară de facultate, și interzis ca scriitor. Consideram că e pe viață, la un sfârșit, pe un număr, deci trebuia să-mi fac o altă meserie. Deci m-am dus la facultatea de teatru, să fac regie de teatru, am reușit, am intrat... Se făcea un învățământ foarte serios. Am intrat 5, am terminat 2. Și după aceea am fost interzis ca regizor de teatru. Însă, iarăși, am avut noroc, pentru că teatrul, fiind o meserie foarte concretă, care lucrez cu un om, cu un actor, care devine un personaj. Tot restul, rama, lumini, interpretările, ferească Dumnezeu. Sunt împotriva, ceea ce se cheamă teatru modern. Teatru e un singur lucru. Este actorul și personajul. Și
s-am rugat să fiu și de atenție în concret. Și așa am descoperit că și romanul nu există decât prin personaj. Sigur, sunt scriitor oniric, am făcut tot felul de formule, dar până la urmă, numai eroul și personajul există. Oamenii vei spune că sunt într-o altă lume, muzica nu există decât prin melodie. În momentul în care s-a pierdut melodia, muzica a intrat în criză și pictura există prin înfățișări. Pictura abstractă, cred că e o joacă a spiritului. Și am pictori pe care sunt atașat. Alin Gheorghiu mă interesează, mă excită, e interesant, dar Baba mă emoționează. Când văd un tablou, un portret al lui Baba, mi se face pielea de găină, pur și simplu, nu caut mai departe. Sunteți considerat un scriitor oniric, ați spus și mai devreme. Critica literară din România vă consideră din grupul oniricilor. Cum sunteți receptat în Franța? Cum ați fost receptat? Și până la, ca să completez această întrebare, care s-ar putea să fie și ultima, din păcate, este acest onirism un destin sau a fost un fel de refugiu? Iar trebuie să spun că... Deci, eu vin din provincie, de la Îngănat, casa părinților mei erau cărți. Am venit la facultate la București și cu mentalitatea mea de țăran, că trebuie să făcute, nu prășește înainte de a semăna. Citeam literatura în măsura în care înainta cursul de literatură universală și pe la... 22-23 de ani. Am scris prima carte, care n-a fost publicată niciodată, sper nici să nu fie, că e cam proastă. Dar în sfârșit era o fel de roman și pe care Țepe Neagră a citit, și care după aceea mi s-a spus că e o carte decadentă, modernistă, că în spiritul literaturii occidentale, mai știu ce. Ori la ora aceea nu citisem nici Kafka, nici Proust, nici Faulkner. Și am simțit acest adevăr pe care îl spune Borges, că e destul să fii tu, ca să fii modern, pentru că trăiești în ceea ce trăiești. Și că, de fapt, îți pui problema să fii modern numai atunci când vrei să imiți și când ai un... Deci, eu de la început am simțit că exprimând numai ceea ce exprim, de fapt, sunt în avangarda a ceea ce se făcea în literatura europeană. Și eram o serie de scriitori în România care ne-am dat seama că mergeam cam în același sens. Chestia este foarte importantă, pentru că onirismul care nu se confunde nici cu nou roman, nici cu suprarealismul, de asta când visați numai lucruri reale, nu visați forme abstracte. Înșiruirea acestor elemente concrete, adevărate, este diferită. Și ea este concretă când vă treziți, simțiți emoțiile pe care le-ați avut în vis, dacă n-ați citat visul. Deci, visul este simptoma unor fapte pe care nu le înțelegem. Și, de fapt, orânduirele de elemente reale. Onirismul nu funcționează cu abstractul. Aceste elemente reale se îmbină într-un fel care ne este firesc, care vine de noi, așa trebuie făcut, așa o simțim. Deci este simptoma a ceva care, a unei realități care există în noi, nu putem desluși. Ori ce e omul decât
altceva decât cel care trebuie să se descurce într-o lume al cărui mister nu-l știm. Deci, acest mod de a figura ceea ce nu înțelegem și nu putem ști din lume, este important, este fundamental. Tocmai de aceea Goma a publicat-o în România, Buzura a publicat-o în România, scriitorii realiști puteau până la o adică să publice în sistemul tatarian. Curentul linic a fost cel mai persecutat pentru că era cel care era fundamental împotriva unui sistem științific, materialist și care spunea știm mersul omenirii, ori noi venim să spunem, nu uitați ce se naște de noi, deci lumea are un aspect pe care dumneavoastră nu-l puteți stăpâni. Și mai departe, Dumnezeu cu mine. Când va fi următoarea carte? Bănesc că nu v-ați n-ați încetat carte... să scrieți. Nu, n-am încetat să scriu. Lucrez la un roman de foarte multă vreme. Ultimul roman important, Zoia, cred că am lucrat la el vreo 10-12 ani. Dar are și dimensiuni. Dar nu e vorba de asta. Știți, un roman este un tot. Mă întreba cineva tot într-o emisiune de televiziune în Franța ce e un roman. Și nu știu exact ce e un roman. Dar când ai citit romanul unui autor, un adevărat roman, și cineva te întreabă ce crede autorul respectiv despre credincioșii din Himalaya. Spune, domnule, nu vorbește despre asta, el vorbește despre indienii din America, dar în mod normal ar trebui să creadă cu tare lucru. Romanul este o viziune globală. Ori trebuie să schimbe suficient, în afară de cei care scriu romane în fiecare an, ca să vândă și... Anumite trebuie să se schimbe suficient de multe lucruri în tine ca să merite să scrii un nou roman. Cred că niciunul din romanele mele, în afară de cele trei care le-am scris pentru copii și tineret și care, la care țin foarte mult, de care sunt altă mâncare de pește, niciunul din romanele mele nu seamănă cu cel dinainte. Iar cel la care lucrez, ce să fie, 5, 6, 7 ani, nu știu, nici nu știu ce o să iasă. E ceva acolo. Mulțumesc tare mult pentru această discuție. A fost extrem de interesantă și vă mai aștept la Iași și cu alte ocazii ca să continuăm această discuție, că am vorbit foarte puțin. Mulțumesc! Dragi telespectatori, noi ne vedem lunea viitoare de la ora 20:30. La revedere!